Ok, salutare tuturor, să ne vedem și bine ați la episodul 4 din sezonul 2 de Minecraft Oltenesc. Suntem pe aici printr-un mineshaft. Un spawner, drăguț. Am făcut multe schimbări pe acolo pe acasă. Imediat o să urc și o să arăt. Nu pe aici ieșirea, eu nu știu unde merg acum, dar merg. Am mai minat puțin, pentru că mi-am făcut o mină. Uitați, am găsit 4 diamante, le-am luat cu steel touch. Am găsit un spawner. Am găsit astea două, un golden apple, parcă și saddle-ul. Și niște melon seed și pumpkin seed din mineshaft, din chest-urile din mineshaft. Bă, de căul cam duc lipsă, adică am mai puțin căul decât diamante, știți? Niciodată nu cred că mi s-a întâmplat asta, frate. N-am luat diamantele, normal, pentru că... de ce nu am luat? Pentru că vreau să mai fac ceva enchanturi pe niște pickaxe-uri și vreau să pun fortune. Adică vreau să print fortune și... Oricum nu o să fac teste de diamant, că mi-aș termina pickaxe-urile. Ăsta, diamantele. Voi face pe teste de iron. Bun, mai culegem ceva pe aici. Aici am făcut screenshot-uri. Bă, astea-s cam aproape unul de altul. Puteți face ceva spawn dublu, chestie. Bun, hai că luăm experiență și de pe ăsta, când îl gătim. Bun, eu să mai stau pe aici, prin mină. Să explorez pe toată, să văd dacă mai sunt chesturi, chestii, spawnere și lucruri din astea. Și o să revin când voi ajunge sus să vă arăt ce s-a întâmplat pe acolo. Mai minunății. Revin. Eram aici. Mă plimbam pe aici și tot auzeam niște scheletroni. Scheletroni, niște scheleți. Și m-am dat seama că trebuie să fiu un spawner. Mi-am dat seama. Îi auzeam și mă tot enervau. Și am băgat acel X3. L-am dat prin episodul 1, 2, 3. Și am mai găsit un spawner de scheleți. Dați, n-am verificat chestul ce e aici. Niște găleți, care am pus să le iau. Iron, fier, astea. Câte l-am găsit, frate. Ia să pun astea la loc. Așa. Pick up. Nu înțeleg ce e asta, dar în fine, ia uite. Uitați-vă și uite aici. Oh my god. Bun, și aici clar voi face un spawner, deci abia așteptam să găsesc și eu ceva. Să găsesc unul de scheleți. Uitați-l aici, ce frumos e. Să nu spar, domnule ferește. Bă, cred că mai așteptam un pic cu prezentarea ce avem pe sus, că vom face spawnerul. O să mă duc să mai pregătesc eu puțin. O să mai stau puțin noaptea să mai bag niște mobi, să enchantez 1-2 pickaxe-uri, să am și eu niște o eficiență sau ca un fortune, ca să fac roze diamante, să repar și eu ăsta. Și da, revin când sunt pregătit cu materialele de făcut aici la spawner-ul. De făcut aici spawner-ul. Și hai că mai am niște resturi pe aici. Așteptam de mult timp să găsesc un dăsta de scheleți, pentru că am găsit am găsit de acela de cum ne zicem, ia uite, frate, nu-mi vine. De zombie, dar de-alea n-are rost să faci, pentru că ei se despawnează după 5 sau 10 minute sau 15, nu știu exact cum e, dar știu că se despawnează și pentru că ei nu au nimic pe ei decât unii care se mai spawnează cu armură. În schimb, scheleții au acele arcuri,
tot timpul vor sta în viață până nu voi veni eu și îi omor. Și în multe cazuri se spawnează cu armură aceștia, scheletronii sau chiar cu arcuri enchantate. Deci este foarte bine. Haideți că mai fac eu ceva treabă pe aici și revin când încep să construiesc acel XP far. Așadar, suntem aici, la locul cu pricina. Să înceapă construcția spawnerului. În fiecare parte a spawnerului, asta la început vă explic, trebuie să fie 4 blocuri. Deci 4 încolo, 4 încolo, 4 încolo și 4 încolo. Adică 4 aici. Așa, 4 aici, nu? 1, 2, 3, 4. Bă, dar și ăsta e de 2 pe 3, foarte mic. Aici la fel. Și aici avem 1, 2, 3, 4. Să spargem și asta. Aici am pus niște stone. Mai avem mai stone brick. Niște stone și material. Asta pentru design. Dar cred că o să mai am nevoie de... Da, nu cred. Că o să sparg și zidul ăsta. Și o să-l înlocuiesc cu stone brick. Așa. Întâi, bă, trebuia să-mi iau mai multe pickaxe-uri, că nu știu cât de aici e asta. F3H. Iată, 3H. Da, el a rotat, dar dacă nu l-am folosit, deștept sunt și eu. Deci are 250. Are Unbreaking 3, nu? Da, Unbreaking 3. Mama, cred că are 750 de folosiri, pentru că știu că... da, cam așa ar veni. Cred că da. Ia uite, a venit. Ia uite, ia uite, frate, cum spate. Pam, pam. Așa. Deci vine aici 4 și o să mai sparg eu acolo. Băi, frate, și-a venit vacanța. Ba, mă, cât așteptam vacanța asta. Anul trecut, acum am fost în primul an de liceu. Bine, n-a fost mare chestie, dar, adică n-a fost mare chestie diferită față de general. Adică tot școala e, știți? Nu e ca și cum te duci la facultate, unde e ceva diferit. Nu e același lucru. Doar că anul trecut am fost la un... Mamă, ce m-a speriat. Doamne, băi, lași un pic de lumină și gata. Fai de viața mea. Fiți armătare. Mamă, ce m-a speriat. Bun, ce ziceam? Anul trecut am fost la un liceu de ăsta cu program sportiv. Și frate, acolo nu prea se făcea cartea, adică aveam... N-aveam multe ore pe zi și chestii de-astea am schimbat aici, acum sunt la cel mai bun liceu din oraș. Sau așa, place nu o să spunem, dar cam e, în fine. Și, na, e stăvâșitor, adică fiecare zi aveam 6 ore și chestii de-astea. Mamă, și orele erau, și fiecare profesor își preda materia ca lume, își predă materia ca lume și... Na, și-o respectă și el. Așa, mai am puțin de spart. Frate, și-a fost obositor. Acum vine vacanța, îmi doare la carici. O să postez pe YouTube o grămadă. Cam asta să fie vacanța mea, știți? Băi, copile. Apropo, mi-am încetat și o sabie. Și-ar vine Street Fire Aspect 2. Unbreaking 3. Foarte bună. Dacă ar avea și un looting, ar fi perfect. Bun, am un arc. Bun, deci aici 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sparg și pe aici. Bun, stă un bricu. Așa, slab-urile și asta. Hop.
1, 2, 1 4, 5 4, 2. Pun stopuri deoarece mi place ca orice construcție fac să arate frumos, nu doar să fie utilă, deci să fie și estetică. Oh! Așa. Acum aici. Și din ce m-am documentat eu, știu că ăștia spanul ăsta spanează 6 scheleți pe o suprafață de cred că 19x19, dar ar veni 9 aici, 9 aici el. Și în sus parcă era tot așa 9x9 sau cea de genul. Nu mai știu exact cum era. Știu că așa era 19, așa era 9. Ceva de genul. Nu știu, o să mă mai documentez eu ca să nu greșesc atunci când îl construiesc și să avem să fie la potențial maxim. Așa, o să intru pe wiki între caturi. O, bă, lagul vechi. Și nu stâmpă. Mă țin cu mouse pe aici. Op. A, e cel de sus. Cel de sus, lol. Op, așa. Nu știu dacă o să fac și pe sus cu stâmbric. Poate că o să fac. Cred că o să fac. Bun, să mă asigur în toate că sunt 4. Sunt. Torță să nu se spawneze nimica. Așa. Și frate. Da, frate. Un youtuber român a făcut un proiect cu de promovare, chestii, un canal pe care să posteze videoclipuri trimise de alții și chestii de astea. Și acum, recent, a făcut și alt youtuber chestia asta. Bă, hai să las așa spațiu. Hai să tai astea. Las așa spațiu ca să pot și să mai umblu. Continuă. Ce ai de făcut? Bun, apoi hai să pun un stack. Bun. Și apoi a făcut și alt youtuber chestia asta. A zis, trimiteți videoclipuri la mine și eu o să le postez. Ok, nu mi se pare nimic de greșit, dar toată lumea a început să spună, vai frate, tu îl copiezi pe ăla, a făcut el proiectul ăla și gata, faci și tu repede. Nu știu, oricum, chestia asta cu acuzatul de copiat și chestii, mamă, câte tebelele sunt, frate. Te zici că cine știe ce se întâmplă, știi dacă faci ceva ce a făcut și altul. Nu știu, mi se pare foarte rău să te duci la unul și să-i zici, bă, de ce copiezi pe ăla? O, de ce copiezi? Da, ce? O, da, eu-l cunosc pe ăla, tu ce ai făcut? Ești șmecher, ești mare șmecher, îl copiezi? Numai asta știi să faci, să copiezi lumea. Și chestii de astea și pana mea, iure, frate. Că eu am impresia asta că lumea, în general, acuză pe cineva de copiat doar ca să arate că cunoști ei pe youtuberul ăla. Eu impresia asta o am, nu ca să spună, bă, a lui aia numai, bă, ce-mi zic eu, nu ca să-i spună celui care copiază că, bă, nu mai copia, că fă-i fiști original, nu, frate. Eu impresia asta o am, știi? Gen, hai să vă dau câteva exemple. Cu ce să încep? Ganicus 96, bănuiesc că știți, din Titanwatch chestii. Ce a făcut pe lumea de survival, o casă pe care o are și un alt youtuber din afară. Și toată lumea, mamă, frate, turbez așa să mă uit mai sus. Și
toată lumea, frate, a început să-i spună, bă, de ce l-ai copiat pe ăla, de ce ai făcut casa ca a lui și chestii de-astea. Deci, și din nou, am impresia că au făcut-o doar ca să cerce să se afirme, între ghilimele, că el cunosc pe youtuberul ăla care l-a copiat, Ganico, și ce mari șmecheri sunt ei. Știți? Deci, nu știu, eu impresia asta o... Nu știu, credeți voi. Eu așa cred. Bă, unde mi-e ieșirea aia? Pe aici? Nu pe aici. Unde e, bă? Hmm? A, cred că am astupat-o. Da, am astupat-o. A, atunci lasă, că vă găsesc. Trebuie să merg pe undeva pe aici. Așa. E bine. Stai. Am revenit, am avut ceva probleme tehnice și mi-am sunat telefonul și apoi a trebuit să plec până undeva. bun, de unde am rămas? Deci am făcut aici. Bună ziua, domnii de la ambulanță, bună ziua. O să apareți pe YouTube. Bine, doar cu sirena, dar e ok. Bun. Am decis să sap și aici. Opa, relax, bag mic. Ia să dau și ăsta așa. Nu știu, parcă e ceva mai diferit, nu știu, parcă îmi place mult așa. Asta mă, că n-aveam cum să las ăsta așa, pentru că trebuie să fie parcă... Două... Mamă, ce-am crezut că o să sparg ăsta. Uiu, trebuie să am grijă mare. Am zis că mă documentez, am mai documentat. Se duce și pickaxe-ul. Dacă nu mai știu exact, trebuie să fie două blocuri sus. Și am trei. Așa. Nu știu, să scot ăsta. Nu. Sau... Nu scot. N-are rost să scot. Pun asta aici ca să nu se spawneze pe el. Pe... spawner. Pot să spart de aici. Să nu se spawneze pe spawner, că după aia rămâne 1, rămân 2 și nu se mai spawnează pe aici. Ia uite, bă, dar mai în colțul ăsta vă spawnează. Na, hai, unde vă mai spawnați acum? Ha? Ha? Unde? Bun, acum trebuie să mai sap una. Așa. Să pun aici. Imediat trebuie să puneți torțe, frate, că ăștia imediat, pac, se spawnează, n-ai, frate, niciun stres. Așa. Bun, și dați-mi puțin timp să intru pe YouTube să văd niște modele și voi reveni în câteva secunde pentru voi, pentru mine poate fi și o oră, 2, 3, 4, revin. Bun, lumea, am revenit, m-am mai documentat și am găsit ce să fac, nu, adică știu mai multe designuri în chestia asta, dar nu prea sunt hotărât, nu prea știu cam ce o să fac. Să fac unul așa mai clasic sau să fac ceva mai futuristic. Nu știu, frate, ce să, nu știu ce să cred. Bun. Am Ai, frate, nu mi-ajunge. Și vreau și o scară pe aici. Ar fi perfect. Am spart acel, adică l-am spart. L-am acoperit și am mai pus. Acum vedeți, e doar de două înălțime și două... E de două în sus și două în jos și patru așa. Deci e de patru... E de... patru pe nouă... Și atât. Pe ce mai era? Ce dimensiune mai era?
6, 4 pe 9 pe 9 sau așa de genul. Da, cam așa ar fi. Bun, deci mai avem un stack de un stack de stone brick. Cred că o să ne ajungă. Bun, ne ajunge clar aici. Și acum, să vedem ce facem. Cred că știu ce să fac. O să sap aici așa un triunghi. Parcă așa venea, nu? Ia să vedem cât de simetric e. Nu, stai să urc un pic. Nu se poate spune. Am aici. Crafting table n-am. Tristuț. Trebuie să iau și un enchanting. Dar oricum, chestia asta cu designul o să o fac eu după. Bă, și sper că n-am filmat prea mult. Da? Da, mai avem episoade de făcut. Mori, mă. Așa. Bun, asta putem să răspargem. Așa, perfect. Și dacă țin eu bine minte, voi pune apă aici și aici. Și vor veni ăștia lejer aici. Ia du-te, mă, pleacă de aici. Pleacă, ia du-te. Ai atras în mine. Ai simțit, da. Pun aici o torță ca să nu se spawneze nimic. Ia uite-l, bă, cum vine, bă, deci... Deci, vedeți voi cât de eficient este spawnul ăsta? Eu tot și level 5. Cât de eficient este spawnul ăsta? Le lași un pic de umbră, pac! S-au luat-o. Hai să locuiesc aici cu stone brick. Cred că o să mă mai duc eu pe acasă. Sigur o să mă mai duc pe acasă. O să fac level 30 din nou. O să mai încantez un pickaxe. Că da, asta se cam duce. Deși voi. Bun, o să locuiesc și astea. Acum să fac proba. Apă. Ah, era acest aici. Două de apă. Bun. Așa, una aici, una aici. Și ar trebui să vină așa. Ia stai un pic. Pac și pac și pac. Asta măcar să fie și particulele. Așa, ar trebui să vină așa și după aia când spargem o să vină toate aici. Asta e mijlocul, nu? Aici. Aici o să vină tot. Mamă, frate, este la bedrock. Deci... Aici o să înlocuiesc, o să spună, o să pun o scară. Pac. Okay, o să vină, o să stea așa pe shift și eventual dacă se mai dau cu capul de aia. Ia să vedem câte blocuri avem noi. Deci, 1. Deci 1 aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai să mai mergem un pic. 9. Voi face un lift până sus de vreo 23 de blocuri, iar apoi ei, ca să rămână cu o viață jumate, trebuie să cadă 23 de blocuri. Iar acolo îi vom aștepta noi și le vom da one shot. Bun. Revin imediat ce termin acest lift și cred că o să închei și episodul pe acolo. Ok? Revin. O nebunie totală. Bun, am revenit cu ultima parte a acestui clip. Uitați ce avem aici. Avem o grămadă de scheleți. Am nivel 27, vreau să mai fac. Oh, bă. Mamă, uitați-vă câte. A, s-au dus până. Știa, când trag o dată, trag toți, bă. Bun. Mai că mai ciopărțesc pe aici până aici, fac level 30. Și mă duc mă duc pentru că am doar 11 bookshelf-uri la mine, deci nu pot să fac un enchanting table full. Mă duc acasă, îmi mai enchantez ceva,
Oricum o să mai stau eu mult pe aici, o să încantez cărți, unelte, chestii și ne vedem data viitoare când cred că o să fac designul pe la pe aici, pe la spawner. Ok, lume, eu am fost de Viorel. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați dați like și chestii de astea. Na, nu știu ce am zis, nu aveam plănuit să zic chestia asta, în fine. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa!